Turnul cu ceas al bisericii Sfântul Mihail din Cluj-Napoca a atras sute de turiști zilele acestea, când accesul până în vârful turnului de 80 de metri este deschis publicului. Tur la bisericii Romano-catolice din centrul municipiului este deschisă doar câteva zile pe an. Turiștii și localnicii stau cu orele la coadă pentru a urca cele 170 de trepte în dorința de a ajunge în vârful turnului Bisericii Sfântul Mihail de unde pot admira orașul. Turnul adopostește fragmente ale unor opere artistice impresionante. Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail a fost construită în secolul XIV și este un reprezentant de seamă al arhitecturii gotice din Transilvania. Turnul cu ceas al bisericii este unul dintre cele mai înalte din țară. Cu cei 80 de metri este printre cele mai înalte turnuri din Ardeal. De obicei, numai ne pl plimbăm sub turn, dar niciodată nu mergem să vedem priveliștea de sus, care este excepțională, a declarat pentru Digi24 Talpoș Ianoș, coordonatorul evenimentului. Turnul poate fi vizitat până în data de 21 august, accesul fiind gratuit.